Bună ziua! Prieteni, cunoștințe, frați și surori de pe Patreon.com. V-am promis că o să facem un nou video despre, practic, cum să ai și să nu ai atașamente. Atașamentul a fost dezbătut live pe Facebook acum puțin timp, dar acum a venit momentul să discutăm despre ce ai tu de făcut cu atașamentele tale. În primul rând, nu uita că ai atașament chiar dacă nu vrei. Te atașezi pentru că tu conviețuiești în preajma unei persoane, în preajma unui loc, chiar și în situații repetitive care au intensități emoționale de suficient de mari și durează în timp. Așa se face că, probabil, în viața ta există ceea ce se numește persoană de atașament primar. Ai face bine să cauți cine este această persoană, să te gândești. Cine e persoana la care îți zboară gândul dacă ți se întâmplă ceva foarte emoționant și ai vrea să împărtășești? Cine e persoana care îți este aproape și căreia nu ți este greu să întinzi o mână și să o atingi? Care este acea persoană care a fost în cele mai importante momente alături de tine și ai vrea să fie în continuare alături de tine, fie că e bine, fie că este foarte greu? Această persoană de atașament primar trebuie tratată într-un fel anume. Ea, bineînțeles, de cele mai multe ori este mama ta, dar poate să fie tatăl tău, poate să fie unul dintre bunici, poate să fie un naș, un unchi, chiar și un vecin, un mentor. Și este important să identifici această persoană pentru a administra atașamentul tău pe viață într-un fel anume, care să-ți fie în avantaj. Al doilea lucru pe care vreau să ți-l spun practic este că poți să identifici care sunt atașamentele care ți s-au creat de-a lungul timpului și nu ai observat. Fie ca adult, fie ca adolescent, ca femeie sau ca bărbat, chiar și ca profesionist, poți să observi că există în preajma ta persoane care te emoționează odată cu apariția lor în preajma ta și, mai important decât orice, ești foarte destabilizat dacă acele persoane dispar. Atenție! Fie că sunt prieteni, fie că sunt dușmani. Dacă simți lipsa unor informații updatate despre o persoană anume sau chiar despre un obiect anume, chiar despre o ființă anume, chiar despre o situație anume, dacă vrei să mai afli ce mai este cu acea persoană, situație sau obiect, trebuie să știi că se va fi dezvoltat undeva un atașament al tău față de acest ceva. Nu este un lucru rău, este un lucru foarte bun, însă este foarte important să fii conștient de asta ca să îți explici ce se întâmplă cu tine când îți lipsește acel ceva sau ce poți să faci ca să administrezi corect relația cu acel ceva. Bun, asta în ce privește atașamentele tale. Probabil că ți-ai pus problema să te detașezi la un moment dat. Cum să fac să mă detașez? Și noi am discutat în materialul cu detașare despre atașament că doar un atașament îl poate spăla pe altul, că trebuie să existe categorii emoționale care să compenseze lipsa acestui atașament în cazul în care persoana a dispărut sau în cazul în care tu vrei ca persoana aceea să nu mai fie în viața ta și să nu-i simți lipsa puternic. Pentru asta trebuie să adaugi în viața ta înainte de a scoate. Adică înainte de a te detașa de acea persoană, trebuie să se ivească tot felul de alte atașamente. Ori bineînțeles că asta cere timp și expunere la evenimente emoționante. Bun, dar cum a făcut oare acea persoană de care vrei tu să scapi, să zicem, să te atașezi atât de mult de ea? După cum spuneam în teorie, a făcut-o prin contrast. Nu doar fiind continuu o persoană favorabilă pentru tine, nu doar fiind tot timpul o persoană nefavorabilă pentru tine, ci făcând un contrast între cele două, adică făcând în așa fel încât tu să simți și prezența și absența al celei persoane. Astfel, eu obișnuiesc să dau exemplul dresurii calului pur sânge arabesc. În mod tradițional, arabul duce mânzul într-un țarc, îl lasă acolo în soare toată ziua fără apă și fără mâncare, seara, în loc să-i aducă mâncare sau apă, îl bate și de-abia pe la miezul nopții aceeași persoană îi aduce apă și mâncare pe săturatele. Ce înseamnă această poveste? Ce ai putea să înțelegi din ea? Că acest contrast de viață și de moarte, de bucurie și de suferință,
odată administrat de aceeași persoană, produce cel mai puternic atașament față de acea persoană. Și tu trebuie să te gândești, este acest om din viața ta în felul ăsta? Unii o numesc relație toxică, dar este, crede-mă, mai puternic decât așa ceva. Și ce poți să faci ca să te poți detașa este să găsești intensități și, bineînțeles, și contraste în viața ta care să poată suplini această dependență prin atașament. Dar mai rămâne o singură întrebare. Cum să creezi tu atașamente în jurul tău? Te-a pus să bați, să înfometezi și să lași fără apă ființe ca mai apoi să fii generos sau generoasă cu ele? Ai putea să aplici această metodă tradițională. Dar de cele mai multe ori, atașament înseamnă diversitate. Înseamnă să fii prezent în viața acelei persoane fix în momentele în care se produce așa zisul imprinting, adică întipărirea în conștiința persoanei a situației în conexiune cu persoana ta. Cam astea au fost practicalitățile mele pentru astăzi în ce privește atașamentul. Eu cred că o să le aplici, pentru că undeva în viața ta e nevoie și de atașament și poate uneori de detașare. Ne revedem aici pe Patreon în curând.